Antrenorul principal al echipei Mușcelul Câmpul Lung, Alexandru Popovici, împreună cu atacantul Cătălin Toader, au venit la conferința de presă săptămânală și au prefațat întâlnirea de vineri de la Chiajna, acolo unde va întâlni formația secundă a echipei de primă ligă Concordia. Pentru acest joc, extrem de dificil pentru elevii lui Popovici, revin după o etapă de suspendare jucătorii Băduleanu, Toader, Zaharia și capitanul Vaciu, un plus de valoare, dar și de experiență pentru echipa mușceleană. Cu toate acestea, tehnicianul mușcelean nu s-a lansat în declarații spumoase cu privire la acest joc. Ba mai mult, Alexandru Popovici a ținut să precizeze că echipa din Chiajna beneficiază de aportul unor jucători de valoare de la prima echipă, dar care nu au fost opriți în lot de Marius Șumudică. Cel mai mult privești ca să ne revanșăm este meciul de la Chiajna. Într-adevăr, revin mai mulți jucători care au fost suspendați, deci este vorba de 4 dintre cei suspendați, pentru că Simon Mazarache este în continuare mai o etapă de suspendare. Dar, din nou, ne lipsesc, în afară de Simon, încă 2 jucători. În speță, Genaru, care a luat roșu la ultimul meci, și Chira, un jucător care, chiar dacă a jucat mai puțin, este un jucător destul de important pentru noi, care de câte ori a intrat, randamentul lui a fost destul de bun. Trebuie să totul să abordăm cu încredere, trebuie să spargem gheața, cum s-ar spune, și să reușim o victorie în acest retur. Vreau să am un optimism echilibrat, eu știu că băieții sunt foarte hotărâți să treacă de această serie, de mai puțin fasta noastră, și sunt sigur că o să facă mâine tot ce depinde de ei. Și mâine întâlnim una dintre echipele bune ale seriei noastre, o echipă care depinde foarte mult de jucătorii dați de la echipa de primă ligă și din nou să încercăm. Îmi pare rău că trec etapele pe lângă noi și nu acumulăm puncte, dar nu trebuie să uităm, insist pe acest lucru, pentru că pretențiile au crescut mult și noi uităm că obiectivul acestei echipe este evitarea retrogradării. Totuși, Mușcelul Câmpul Lung trebuie să acumuleze puncte, iar jocul de vineri poate însemna revirimentul echipei. Din păcate pentru mușceleni, nu îl pot folosi în jocul de vineri pe atacantul Simon Mazarache, golgheterul echipei cu 9 reușite în acest sezon, ispășindu-și a doua etapă de suspendare dictată de Comisia de Disciplină în urma cartonașului roșu primit în jocul de la Vișina Nouă. De asemenea, Alexandru Popovici nu-i poate folosi în jocul de la Chiajna, nici pe Genaru și Chira. Primul a luat cartonaș roșu etapa trecută cu SCM Pitești, iar cel de-al doilea se află la al patrulea cartonaș galben. Gazdele noastre de vineri, Concordia Chiajna 2, în ciuda declarațiilor oficialilor ilfoveni că nu vizează promovarea în eșalonul al doilea fotbalistic, sunt foarte greu de învins pe teren propriu, astfel că întâlnirea va fi una dificilă pentru mușceleni. La Ilfoveni va juca mai mult ca sigur ex-mușceleanul Ionuț Burnea, fundașul de 25 de ani fiind anunțat ca titular în echipa de start condusă de Laurențiu Diniță. Mușcelenii au o primă lovitură liberă înalt în careu și deschide scorul prin Mazarache. Ce lovitură! În minutul 2, mușcelenii reușesc să deschidă scorul pe municipalul din Câmpul Lung. De pe partea dreaptă a centrat Băduleanu și cu o lovitură extraordinară de cap, vârful nostru de atac, Mazarache, a reușit să-l învingă pe Matache cu, așa cum spuneam, cu o lovitură extraordinară la colțul lung. Matache, neputând decât să fie decât spectator. Așadar, din minutul 3, la Câmpul Lung, CN Dinicu Golescu, Concordia Chiajna 2, 1-0. Gol! Ce gol reușește Mihailescu din lovitură liberă! Ce execuție a avut mușceleanul nostru! Șut din lovitură liberă de la circa 20 de metri în stânga lui Matache! Parcă s-a făcut dreptate aici pe municipalul din Câmpul Lung, stimați telespectatori. Mihailescu cu piciorul stâng l-a executat pe experimentatul portar Florin Matache.